Bun găsit! În perioada de tranziție către sezonul rece, foarte mulți dintre noi suferă de așa numita astenie de toamnă, adică o stare de oboseală, ușoară depresie, apatie, pe care însă o putem ameliora și preveni dacă ne hidratăm corespunzător și facem mișcare în mod constant. Eu am întotdeauna la îndemână o Bucovina To Go, pentru că este o apă echilibrată și perfect adaptată nevoilor celor care fac sport sau care pur și simplu au un stil de viață activ. Astăzi o să lucrăm zona mediană, musculatura trunchiului sau core muscles, o zonă foarte importantă pentru sănătatea întregului organism și pentru activitățile zilnice. Ea cuprinde în esență musculatura abdominală și cea lombară. Să începem! Ne așezăm pe palme și pe genunchi, tălpile sus și avem flotare, ne ridicăm în plank lateral, ne uităm după braț și din nou flotare în partea cealaltă, flotare, plank lateral și din nou flotare, plank lateral și tot așa timp de 30 de secunde. Următorul exercițiu, ne așezăm pe palme și pe vârfuri, astfel încât gambele să fie paralele cu solul, da? Nu le atingem, ci le ținem la o distanță oarecare. Și din poziția asta ne răsucim, rămânând cu un sprijin pe un braț. Și avem 1, 2, 3, revenim, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 și tot așa până la 30. Faceți acest circuit de două exerciții de 3 ori, în total 3 minute. Așadar, formula antiastenie, hidratare corespunzătoare cu Bucovina, alimentație sănătoasă și mișcare făcută în mod constant. Nu multă, o brumă doar. Pe curând!